39 are mea prin legea 2015-2001. Nu știu. Ce trebuie? Deci, din este domnul Vârlan Costel, v-am spus de la ședința din martie. Era făcut proiect de hotărâre, trebuia schimbat, facând ședința, hotărâre de comun acord, să rămână tot domnul. Da, să vă pun, stai. Încă trei luni. L-ați însărcinat pe această revoluție. Plătim cost, plătești mai. Să știi, înainte de a ieși, am fie mi-aș să plătesc. În ordinea de zi, o să vă votați proiectele de procese verbal de ședință din 6 februarie ordinară, 1 martie de îndată, 17 martie de îndată, așa cum vi le-am înaintat în materialul de ședință. Cine e pentru? Mulțumesc. Domnul președinte, vă rog cuvântul. Intrați în ordinea de zi. Să intrăm? Să pun la vot ordinea de zi care a primit-o pe invitații noastre. Să trecem la punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării serviciului public local din gospodării comunală. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului de modernizare infrastructură rutieră în comuna Gurabului. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a lotului Delcea 1 și Delcea 3, aflate în domeniul privat al comunei Gurabului. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de vinuri general între efectuale de lucrări de consolidare, protecții mal stâng pe râul Troduș, în satul Curavei, etapa 8-a. Și punctul numărul 5. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni protective și lucrări de interes local stabilit pentru beneficiare de ajutor social, persoanele condamnate la prestarea de muncă neremunerată în folosul comunității, de către instanțele de judecată pentru anul 2017. Punctul numărul 6, diverse. Supun la un vot ordinea de zi primită. Da, iau zi. Cine este pentru? Mulțumim. Apărând, au mai apărut încă două, nu? Da. De către domnul primar suplimentar, au ordine de zi cu două proiecte de hotărâre care au venit ulterior redactării materialelor. Este vorba de acordarea unui ajutor de mormântare pentru defunctul Toma Ioan din satul Băltinata. A avut o situație specială, neavând niciun venit. Am obișnuit în ultimul timp să dăm ajutare de mormântare și trebuie să facem asta în cadrul de conservator. Da, și încă un proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune numărul 14488 din 2015, încheiat între Comuna Gurabăi și o societate MC Brand SRL. Este vorba de concesiunea asupra lotului 7, dacă nu mă înșel, sau lotul 8 din Graș, cum este numit de Graș de CPU. Și nu o să ajunge la punctul respectiv, să discutăm. Supun la vot suplimentarea ordinii de zi, cine este pentru. Să dăm citire în primul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării serviciului public local de gospodărie comunală. Avem și totul pregătit. Să ce dau citire hotărârii. Se înființează serviciul public local de gospodărie comunală la nivelul comunei Gurabului, structură de personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al comunei Gurabului și sub coordonarea primarului, ca serviciu de sine stătător, cu buget din activități finanțate integral, din venituri proprii. Aceasta va primi, va avea patrimoniu propriu, va funcționa pe bază de gestiune economică și se va bucura de autonomie financiară și funcțională. Va fi subiect juridic de drept titular al codului de înregistrare și al codului deschis la unitățile teritoriale al trezoreriei la unitățile bancare. Aici se vor, am dat și o organigramă care se apropie numărul total de costuri de serviciu public de 5, un șef serviciu sau un manager, un contabil cu jumătate de normă, muncitor calificat un post, casier un post și muncitor necalificat un post. Se desfințează, din aparatul primar, se desfințează postul de goal, om de serviciu, cum îl aveam noi, funcție contractuală din cadrul compartimentului de servicii și servicii din aparatul specialitate a primarului. Se desfințează postul de consilier personal al primarului din cadrul aparatului specialitate al primarului Comunei Gurabului, funcție contractuală, și se înființează un post de șef serviciu cu atribuții de ordonator de credit și un post de muncitor calificat în cadrul serviciului.
Păi, la articolul 7, se mai înființează un post de contabil cu jumătate din normă, din cadrul serviciului nou înființat. La articolul 8, pe bază de protocol, următorii vor trece către serviciul public local de gospodărie comunală, cei care pleacă din cadrul primăriei. Budul Ionel Daniel va ocupa post de casier, operator, calculator de bază de date. Și Palat de Vasile va ocupa postul de muncitor, aici în prins necalificat, în cadrul serviciul public, poate să le... S-a depus un amendament, da. Să vă explic. Articolul 9, postul vacant de șef serviciu de manager va fi ocupat în condiții lege. Va da concurs, va scrie, asta e. La articolul 10 se stabilește forma de gestiune directă. Articolul 11 se aprobă darea de administrare întregii infrastructuri formată din sistem de alimentare cu apă, tablă, rețele, stații, pompaje, stații de ozonare, curare, rezervoare de magazinare și pompaje, da? Sistemul de iluminat public, am încercat să-l prindem tot la Sergalicea, și baza multifuncțională sportivă de la Burabăști. La articolul 12, serviciul public local de gospodărie comunală are obligația să asigure prestarea serviciilor formate, pentru toți utilizatorii, populații, operatori economici și instituții publice de pe teritoriul Comunii Burabăi. La articolul 13, aprobă regulamentul de organizare și funcționare a serviciului. La 14, drepturile și obligațiile părților cu privire la prestarea serviciului de canalizare, epurare a apelor uzate, inclusiv pentru administrarea activităților specifice serviciului, care sunt prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public. Articolul 15, prezenta hotărârii și la deplinirea recomandării comunei. Și la 16, prezenta hotărârii va consulta cu el secretarul instituției prefectului, destul pentru verificarea calității primarul comunei, rol financiar contabil, să va aduce la cunoștință publică la aplicarea pe pagina de site și adresa. Am supus în dezbatere publică conform legii transparențe decizionale și pe site-ul primăriei și la adresa primăriei proiectul de hotărâre așa cum îl redactați. Pentru ca persoane interesate să depună amendament. Am primit un amendament chiar din partea unei persoane care urmează să fie transferată la serviciul public de gospodărie comunale, vorba domnul Palat de Vasile. Eu l-am trecut necalificat, însă mi-a prezentat diploma de calificare, este lăcătuș mecanic. În acest sens o să vă propun prima modificare la proiectul de hotărâre. De an de muncă? Este an de muncă. Să transformăm, să avem două posturi de calificat. Deci postul de necalificat să devină post de calificat, ca să fie două posturi de muncitor calificat. Asta e primul amendament pe care vă propun dumneavoastră să luați în calcul la dezbatere. Domnul primar, vreau să vă spun. Am doar două cuvinte să vă spun. Cu o rugăminte de la inimă. Când în vedere situația drumului de la Rotunda, vorba de 635.000 de euro, ca primar sunt obligat să iau măsuri de economisire, de cheltuire judicioasă a bunului, a banului public. Un buget și așa de mult sau mult diminuat și sunt obligat ca, în afară de măsurile pe care le-am luat, pe care aș vrea să le menționez chiar pentru toți cetățenii din Burabăi, nu aveam voie, ca primar, să mă comport altfel. Iluminatul public. Da? Oprit. Varianta, singura variantă posibilă la ora actuală, este doar ca 150.000 lei care se consumă la iluminat public să fie împărțite pe fiecare cetățean 3.600 existente la ora actuală în comună, 150.000 împărțit la 3.600 persoane, vin 46 de lei pe an de persoană. Sau economisire la sine. Toți salariații din primărie am plecat ele de 5 euro și le plătesc fiecare. Scientific. Taxe. Ne autogospodării. Orice cheltuială este eliminată, deoarece suntem în faza de criză în care eu sunt obligați să iau măsurile pe care le-am luat. Anumite vine un lichid apoi judiciar și bagă, e vor intra în insolvență și vine lichidatorul judiciar. Ei, primele măsuri deja le-am luat. Șoferul de pe microbus va pleca la școală. Au condus mult mai multe și de acolo nu se atinge nimeni de
bugetul de la școală. Microbusul de la școală, cu ajutorul dumneavoastră, ședința făcută anterior, a trecut în administrarea școlii. Vor plăti de acolo motorină, ceea ce înseamnă o sumă de la microbus. Dintr-o dată înseamnă 40.000 de lei. Mai trecem doi salariați de la primărie, nu știu că domnul Fahari, mai facem iar o economie de 70.000 de lei. Asta înseamnă 110.000 de lei pe care girăm la drumul la locul. Plus alte cheltuieli care, într-adevăr, se vor regăsi imediat în perioada următoare. Spun acest lucru doar exemplu. Avem proiecte începute în anii anteriori. Și o să vedeți că vorbim de buget. Vrem să le terminăm, să încheiem digul până în pod. Degeaba l-am făcut 1700 de metri, dacă apa va intra prin spatele digului și va inunda zona de jos a sa. Avem căminul cultural dumneavoastră la început. Nici n-ar vrea să cred că nu-l termină. Avem racordurile la Pătrășcani. Am ajuns cu racordurile în zona Pătrășcani. La Grădina Răcuratului trebuie să 140.000 de lei. E vorba de 100 de racorduri. Vor 1400. Aș mai vrea să vedem ce facem cu lucrurile sanitare la școli. Suntem obligați, dacă putem prinde în bugetul școlii, este ok, facem o reabilitare. Proiecte puteți să le termine. Vă informez pe această cale, că tot se vorbește pe la spate, că se mută primăria la Căiuț, că se mută la Ștefan cel Mare, că la Adumbrat. Nu. Nu se va muta, dragii mei, niciodată școală. Măsurile luate sunt corecte, sunt luate cu responsabilitate și dumneavoastră veți fi alături de mine, ca să ieșim din acest impas. Procedura de achitare a acestor bani este următoarea. De la data când primim oficial sentința definitivă, e revocată de la Înalta Curte de Casație și Justiție, avem o perioadă de grație de 6 luni și 2 ani. Asta înseamnă anul ăsta. Putem să ne condiționăm proiectele, plângem o sumă de bani ce avem ca să-i achităm. De exemplu, noi doream la final de an, prin economiile făcute, aveam în grupe 400 de mii în fondul de rume. Ei, vom vira la lucrul la rămâne. Prin eforturile noastre și prin faptul că am primit asigurări de la Ministerul de Dezvoltare, prin cuvântul doamnei viceprim-ministru, domnul Mar Pașu a fost cu mine, domnul viceprimar a fost cu mine, au văzut că am luat cuvântul și am reprezentat poate în fața doamnei viceprim-ministru, din cei 5% alocați primăriilor pentru arierate, noi am trecut această sumă la arierate, vom primi și voi anual o sumă care va acoperi o parte din acest deficit. Asta este cuvântul și vă rog ca toată lumea să știe primăria. Aici a fost și aici va rămâne. În legătură cu alimentarea cu apă, acest serviciu este strict necesar. Ca să nu se mai ducă vorba pe la Fâșmă sau în altă parte, sau un domn Andreescu care n-a lăsat un scaun în această primărie și instituție 4 ani, tot duce versiuni că e 8 lei, că e 10 lei, nu oamenii, e 3,47 de lei la utilizator casnic. Dacă noi dăm, ne facem parte, comuna Duravei, în asociația ADIC, sunt membru Consiliului de Administrație Județ de Bot. Știu să reprezint instituția Comunei Duravei în acest scop, da? Tot prin ADIC-CRA suntem prinși în master planul județului Bacău pentru Duravei Pătrășcani cu canalizare, 2.235.000 de lei. Deci, procedura este clară. Serviciul de prestări serviciul la alimentare cu apă, care va prelua și serviciul de canalizare. Procedura pentru Dumbrava, capăta, temeria, coordinata, Modocești, este definitivată în proporție de 99%. Săptămâna viitoare, în marți, vorbim cei de la ANAP, cu cei din comisia de la primărie, cu cel câștigătorul final, este deja stabilit,
pe bază de ofertă și de condiții îndeplinite, s-au mai cerut doar câteva clarificări. Clarificările se referă doar la faptul că, la momentul când s-a depus oferta, salariul minim pe economie era 1250 de lei. La ora actuală, cu hotărâre de guvern, s-a mărit salariul minim pe economie la 1450 de lei. Clarificarea se referă doar la această parte din ofertă. De unde se vor suporta diferențele de salariul minim pe economie la salariații care vor implementa aceste ofertă? Atât. În rest, săptămâna viitoare se va stabili ofertantul, rămâne perioada de contestație legală și procedura de achiziție publică, care, după părerea mea, a durat foarte mult, asta e procedura, n-avem voie să o încălcăm, este definitivată. Pentru acest an avem alocați 4.530.000 de lei, 45 de miliarde bani vechi, pe care noi îi putem folosi, dar numai în condițiile în care executăm lucrarea. Nu cred că va fi o societate atât de puternică în România să execute lucrări câte bani este. Dar faptul că îi avem, faptul că veți vedea 10 secunde excavatoare pe drum, că vor începe rezervoare, că va începe conducta de distribuție și de aducțiune spre Dumbrava și celelalte sate, înseamnă că plinim un vis al oamenilor din Dumbrava, că apăta care scot apă de la 40 de metri și clară apă cu tractoarele cu butoaie 200 de litri, da? Vă rog mult din toată inima, transmiteți dumneavoastră, consilieri, în mijlocul populației și comunităților în care trăiți, pe ulița dumneavoastră. Suntem oameni responsabili, muncim și facem ceea ce trebuie în condițiile în care respectăm legea. Serviciul pe care azi solicităm să-l înființăm se va ocupa și de procedura de implementare în celelalte sate. În sensul că, în momentul când am venit și am pus apometru la poarta omului, mergem, facem contractul cu omul, că se raportează, va fi înființat o casă de instalare la fiecare cetățean, va plăti, cred, 400-500 de lei, taxe de instalare, se stabilește un capital. Din acest capital și din diferența la preț, de la 347, bărbesc, prin hotărâri de Consiliul Local, pe bază de o statistică, cât se cheltuie pentru fiecare, cât punem că face o reparație, că vor mai fi reparații accidentale, cât va costa acest serviciu, prețul se va duce maxim la 5 lei. 1000 de litri de apă cu 5 lei în condițiile în care fai la duvetă în casă, la comuna Buravoiei. Și chiar îmi permis să ne fac o paranteză, s-au tot vehiculat variante mai bune decât cea pe care am aprobat-o noi. Nu, dragii mei! Consiliul Local, din mandatul anterior, a luat cea mai bună decizie. Majoritatea comunelor care au făcut alimentare cu apă prin cuțuri, nu mai primesc aviz de la Direcția de Sănătate Publică. Apa de acolo nu este corespunzătoare de partizării la populație. Noi o primim de la Valea Urului, stația de Mărbaie, este o apă tratată, nu suntem nevoiți să avem stație de tratare noi în comun. Nu suntem nevoiți să avem serviciu care fiecare zi să raporteze calitatea apei. Nu! Noi o primim tratată și verificată. Asta înseamnă structuri mai puține, oameni mai puțini, cheltuieli mai puține. Varianta cea mai bună, având în vedere că noi am tras de la gara această conductă, era inuman ca noi să luăm o variantă, altă variantă de aducțiune de apă în comunitatea. Asta am avut de spus și dumneavoastră vă rog să luați în cuvântul dumneavoastră hotărârea care credeți că este corectă și principală. Mai sunt înscrieri la cuvânt? Doresc cineva să totul la punctul ăsta cu la punctul serviciului la punctul ăsta. La punctul 1. Punctul 1 discutăm. Da, la punctul 1 discutăm. Nu putem să vedem, adică nu știu dacă oamenii ăștia care chiar îi punem un consilier personal, îl punem casier. Casier totuși trebuie să se adică și aruncă. Nu poți să... Scoați posturi la concurs, pentru că poate îi lăsăm vii pe posturile care sunt și pentru că serviciul văd că
tot se dezvoltă. Începe, este Gravăi, are legătare cu apă din Brava, nu trebuie, chiar vrem să mai dăm și iluminatul public. Deci trebuie să avem oameni, totuși, un postul de scoasă la concurs, care să fie meserii, scoasă, cu niște criterii de selecție și ai bun, că de lei, dar nu știu ce trebuie lăsat în afară. El e frizer și punem, știu eu, ce-l punem la primărie. Putem așa de grav. Sunt atâția oameni care chiar au școli, au facultăți, au și poate chiar ar fi interesat. Așa e luăm de dragul de pune și nu avem nimic specialist. Îți trebuie și oameni în domeniu. Eu știu foarte bine că cu anul trecut sperii dau foarte mulți pe aici care nu știu ce lucrez. Dar de bine să fac, nu știa ce înseamnă antien, la o adresă. Trebuie văzut treaba scoasă, poți la concurs, pentru că nu mai merge pe că ăla e, nu știu cine, mi-e milă de el să nu-l dau afară, toată lumea. Sau băieți cu facultăți, cu mastere prin Anglia, îi faci la domnulări, la spălătorii, poate vin acasă. Eu așa spun, nu, toți au diplome de lăcătuși, nu spun nimic, dar lăsăm pe posturi, nu spun să dăm afară. Ei sunt prinși deja, înființăm serviciul ăsta cu oameni competenți. Ei au fost pe așa să ne gravă pe așa funcție. Da. N-ați spus să înființăm serviciul ăsta. De acord. De unde-i plătim? Până începem să încasăm apă de la populație și serviciul vor fi, de unde încasăm să plătim oamenii ăștia? Pentru că s-ar putea să mă gândesc cu una. O durat una, o durat doi, s-ar putea să mă gândesc cu una, pe care trebuie plătiți oamenii ăștia și facem lucru. Serviciul ăsta. Am pățit o dată cu DPT-ul, n-aș vrea să pățim acești chestii. Contabilitate, nu-i ca și cât, tot cam acolo ne duce. Tot cam acolo ne duce. Și n-aș vrea să ne trezim că n-aveam un milion de bani. Degrăbăm primărie pe o parte și încărcăm pe altă parte. Cât poți de contabil, e poți de tot, trebuie plătiți, nu? Cu jumătate de oră. Pe lângă cei care dăm doi din primărie, mai vine încă trei. Deci, devenim cu doi și intrăm cu cinci. Ce ăla-i convins să ia cu jumătate de oră? De acum vin trei. Mai aveți o întrebare? Da. Altă întrebare? Eu am zis, da. Nu. Păi da, discutăm mai departe aceeași. Discutăm și cu urmă. Da. Dumneavoastră ați prezentat acest material în continuare, dar nu ne-ați prezentat motivația. Pentru că motivația care ați spus dumneavoastră aici, sincer, să fiu, nu m-a convins. De ce nu m-a convins? N-ați vrea să mai repet acum, antivorbitorul meu, domnul Panțelos, a pomenit ceva de DPT. Dumneavoastră ați înființat în 2013-2014, a fost acea societate care era subordonată Consiliul Local al primăriei, prin care cam același obiect avea, de servicii către servicii și utilitățile care comunicura voi. Păi noi avem încă, dumneavoastră, încă sunteți în litigi cu fosta societate. Înființăm alta pentru că aia asta e tot. Îmi spun că vreau răspuns. Deci, aia la întâlnui lichidat, faceți alta și vom ajunge de unde am plecat. Pot chiar mai rău. Haideți să vă dau răspuns. Îmi pare rău că nu v-am solicitat să mergeți alături de mine când au fost servite la adic grav. Variantele astea sunt simple. Nu fiți acest serviciu cu maxim 3 persoane. În contact cu jumătate de urmă, sau fac cum am făcut Onești. O fost apă canal cu plâncarul. S-au dat în judecată și au depărit miliarde de miliarde. Sau o dau la crab. Crabul vine de la Bacău. Nu credeți că cheltuielile pe via de litri cresc? Nu credeți că este mai corect? Ca eu gradual. Și acum dau răspunsul la toți. Dacă se trei întrebări. 1. Dând răspunsul domnului Grigore Florin. Chiar dacă dumneavoastră nu aveți încredere în public, să știți că este cu un băiat serios. Are facultate. O secundă. Este un băiat serios și este exact ce ar trebui să fie. 1. Tot el s-a ocupat de toate contractele și toate declarațiile la numai. De repartizarea până a fost contractele de numai. A bătut din poartă în poartă la locuitorii. Știe fiecare poartă, știe fiecare uriță și a învățat și locuitorii din pământ. Ce ar însemna? S-o dau la crab. La crab prețul de apă s-a duce ca la Onești. Se cere. Am varianta simplă.
ofițez un serviciu la care eu trec nu astăzi, pe butuc îl pun mâine, în urma hotărârii Consiliului Local, îl pun pe butuc gratuat. Domnul Butuc, îți dau loca, nu? Tot ești plătit considerativ. Și tot cunoști ulițele și toate persoane cu număr de casă de are în baza de date de la colectarea unui menajer. Și lumea fiecare persoană în toate. Și poate poate. Mătușă Cadrină, facem un contract de acordare. Să vă spun de unde plătim. Dar vă spun sub prima dată de unde bani. Fiecare cetățean care se racordează, va plăti o taxă și am menționat în cuvântul meu de 400-500 de lei. Ori 500 de raport înseamnă o sumă de 200 de mii de lei la o socoteală de matematică partea întâia. Până în ciclu se le dau acordare. Dar prima operație pe care trebuie să o face, să o luăm logic. Trebuie în primul rând să fac contractul cu omul, să-i bat la poartă, să-i fac taxa de raportare, să-mi o plătească, intră într-un cont separat. În momentul când au început să vină primii bani, trece prima persoană, pe butuc. Când volumul se dă drumul la acordare și pe conducta de distribuție avem presiune și oamenii încep să consume apă, trecem și a doua persoană. De chiar dacă știe să ia o bicicletă, se duce de la fiecare contoar și citește. Scoate capa, citește contoarul și luna spune, mă duc să-ți atingă, ai consumat 3.000 de litri de apă. Ori 5 bănuți te costă 150 de lei. Este, sau 15 lei. Este simplu, corect. Este cea mai optimă și cea mai ieftină variantă care o puteam aproba. Bun, dacă vă rog, doar la întrebare, mai am și îmi cer scuze. Chiar vă rog să vă întrebați, că vreau să dau toate răspunsurile. Noi am făcut acum anul, nu mai țin minte exact, o hotărâre de Consiliul Local, prin care avem branșate gratuit 100 și ceva de familii. Nu, branșate. Domnul, vă rog să mă lăsați-mă pe mine. Să dacă vorbești domnul primar, aveți 100 și ceva de familii gratuit. Acelea au intrat așa, în acel care banii aia, de fapt, s-au... Dar n-au făcut brașament, s-a făcut de la țeavă. Din stat? Nu, păi, dar discutăm de acel brașament, că în casă suportă fiecare, mai are treia primăria acolo. Haideți să nu ne confundăm una cu alta, de la manometru. De la pometru și până în casă, e problema proprietarului. Dumneavoastră discutați despre acei 400 de lei sau 500 de lei care spun că vor fi în calcul, care vor fi luați în calcul, vor fi acea distanță care vine de la magistrala principală până la pometru. Deci aia discutăm, 400 de lei, domnul Vărlan, domnul Vici, vă rog frumos, purtați pe aia, nu e așa, așa e scoțit. Iar de la pometru, încolo, conducta pe unde vreau eu, poți să duc pe casă, poți să duc pe pereți, prin păr, poți să duc pe vis. Deci acel discut, acel branșament este de un metru, 2, 3, 3, de la coloana principală până la... Am spus altceva eu. Asta e întrebarea? Da, eu am spus, am întrebat, vreau prin răspunsul la acea hotărâre de Consiliu care noi am votat, unul de 150 familii, care le-ați branșat gratuit. Răspunsul este simplu. Aveți dreptate, am aprobat sau efectuat și am ajuns până la grădinare. În proiectul inițial, aprobat pe voi de două PNRL, s-au aprobat 262 de raporturi prin proiect gratuit. Nu puteam da pe lăsăm răspunsul, da? Noi nu puteam să lăsăm la jumătate de comună raport gratuit prin proiect, da? Și la restul, anul trecut am mai avut bani pentru 100 de raporturi. Și am ajuns la grădina. Anul ăsta, am și spus în preambul, mai avem nevoie încă de 100 să terminăm și pătrășcare. Menționez, deci acum a spus și dumneavoastră, obligația noastră a Consiliului Local, a mea ca primar, să merg cu racordul, cu apometru, la limita proprietății a cetățeanului. Am făcut-o cu esteția celor încă 100. Deci racordul la ora actuală, 262 plus 100 fac, 362. Vom mai avea încă 100 pe care de cum face anul ăsta din bugetul pe anul ăsta, că atâția bani am avut anul trecut, nu? Ei, repet, taxa va fi pentru toți, inclusiv pentru cei 262 de cetățeni care s-au acordat din proiect. Că noi, la ora actuală,
avem doar dus până la limita proprietății. Fiecare cetățean va plăti taxa de racordare. Că va fi 400 de lei, că va fi 500 de lei, o stabilim noi, dar urma unui proiecție făcut de un specialist care spune acea taxă de racordare este atât și noi venim cu argumente. O mărim sau o scădem, este decizia noastră. De acolo vom plăti până în momentul în care pe conductă se va băga apă și fiecare cetățean va consuma. Este foarte simplu și foarte corect. Răspunsul la DPP-ul. Haideți să vă spun, domnul, și este o durerea mea. La timpul respectiv, tot, n-aș vrea să spun ca dumneavoastră, aveam un viceprimar care tot așa avea cu fundul de pământ, că-i copilul lui. Cea mai mare măgărie care s-a făcut, dacă nu opream DPP-ul, eram un faliment. Stăteau și pierdeau țuică la DPP-ul ăla acolo și vin și venea și făcea factură. Nu! Am luat cea mai corectă decizie. Fiindcă domnul Vasiliu și-a băgat 11 milioane în decembrie 2012, cheltuială, benzină, salariul și la primărie venea cu pingica doamna Popa de la Slobozia și spuneam domnul Antoi de la altă ce ne spătească primăria. Când îi spuneam pe ce stau și deau țuică și nu fac benzină, benzină, spunea ce primăria trebuie să asigure salariul. De unde să țin salariații fără salariul? Bine, dar să mergem mai departe. Păi dar nu mi-a pus întrebarea. Da, eu să mai documentează după, hai. Dar domnul Opașcu, dacă mi-a pus întrebarea, te dau răspuns. Dar scurt, serviciul de alimentare cu apă trebuie ființat să uităm la trap. Luați decizia. Bă, dar vorbesc și eu atâta, cine oameni ăștia când mai e? Hai să terminăm o dată, lasă vorbim. Hai să mergem, că sunt multe de vorbit și nu trec. Am spus și aia era. Ați mai face o ședință tot pe baza asta. Am dat răspuns. Păi hai, gata, nu-i departe. Pune la poți să mai sunt cădăși. Eu am făcut totuși o precizare, putem să o facem ca un amendament, nu? Poate nici colegii nu sunt. La angajați, poate nici colegii nu sunt de acord, să știți. Eu știu voci, poate acum nu spun, dar știu că mai mult nu sunt de acord. Să numim așa, pe ăla, punem ce se zice, pe ăla, punem mecanică. Deci să ales că vă gați un salariat acolo. Scoate în postul la concurs. Dumneavoastră trebuie să degrebați primăria și cu balade și cu jucare. Acel om ne-a dus în șomaj. Am să vă spun altceva. Unde a dus? Deci dumneavoastră, de la eu și-a dreapta acum. Ca să lămurim o problemă, eu am prea multe experiențe, în astea 4 ani de zile am văzut multe. Să mai spun ținut, vreau să zic la telefon, tot ați discutat, de ce așa și nu așa și nu acolo. Bun, vă spun altfel. Dați dumneavoastră soluția practică, una, să degrevesc bugetul comunei și am plăcut dumneavoastră cei care să țin de acolo, părinte cu toți, și să cabinim aceeași măsură tot. Poateți la concurs, vedeți cât durează să scoți la concurs, să trebuie o lună și jumătate, să scoți la concurs cu publicare în mântorul oficial, să vină specialiști și creale și faci cadisa. Bun, trec mai departe. Omul ăla, dacă vine unul la concurs, din Suta, din Buciu, câștigă concursul, știe unii pare ai unul ăsta Trăscan și ai spinsale, până învață comuna, până învață satul, ulița, dar s-a luat butut, are baza de date, nici nu înființesc, și el deja îmi face contractele, cum se lucrează din până fac procedura, vreți să întârziem încă o lună și jumătate. Treaba asta faceți. Aveți cumva concepte pentru ființarea acestui societăți? Răspunsul dat dumneavoastră la cetățenilor din gura, voi care întreabă când vând apă. Dacă eu, durează o lună jumătate până fac concursul, mai durează încă două săptămâni. Dacă se dorește concurs, a fost concurs. Până învață omul fiecare uliță, că multul ne știe. Și el pune aici calculatorul, baza de date. El începe așa se lucrează, domnule, la contractele astea, toate din bateria de la Damian, de la Cristian. Pentru că vă gândiți pentru că la apă, nu dăm drumul acolo. Cine v-a spus mea? Câteva chestii. Spune-ți-o, eu am zis că nu trebuie să fie ceva. Eu știu ceva. Domnul primar, o secundă, domnul secretar. Vreau să vă respiți de țin. Ce vă bate? Șeful de serviciu. Va ocupa concursul în condiții de lege, am zis că poate acolo. Va fi scos postul la concurs, va avea atribuții de ordonator de credite. Cum este doamna directoare la școală, va fi așa va fi și va avea buget propriu, va propune către Consiliul Local, taxe, măsuri. Consiliul Local va dezbate și va aproba. Nu poate să fie orice întrebi să aibă studiul de management, să știe achiziții publice. Deci nu vorbim de orice nivel, poate fi domnul Budu care are tehnologia conducătoare de la școală. Bun. Pe OIE 63 2010, aceste posturi sunt exceptate pe organigrama noastră.
Eu nu trebuie să iau opțiunea vizuală de FP-ul pentru că sunt autofinanțat. Încasează bănuțul, eu plătesc salariul. Nu să aibă nimic, nimic buget. Nu încasează, nu-și plătesc salariul. Este interesul lor și al nostru să avem oameni care știu să poată din poartă în poartă, să spună, da, îți plătești de țapă, vezi că ai bănuțul public. Domnule, ăla este exact acum e casierul comun. Corect. Dar uitați aici, dumneavoastră, cred că asta este organigrama care va funcționa, da? Da. Ați făcut aici. Primar, consiliu local, servicii publici. Ce se va întâmpla când acest om nu casează banii și nu ia? Ce-i faci pe altul? Nu și-a salat. Și pleacă. Și pleacă. Ce vă spun? Ia, consiliul local. Că atunci se va descărca totul. Nu, continuați. Consiliul se va descărca împotriva consiliul local. Consiliul local nu poate vrea nici un sumă pe descărca. Dar nu va descărca consiliul local. Nu dă consiliul local banii și pleacă. Dar e subordonat consiliul local. Este subordonat. Un patrimoniu consiliul local este un serviciu, un patrimoniu. Și atunci nu trebuie să plătesc. Trebuie să plătesc. Nu, dar de cineți asupra lui. Deci dumneavoastră decideți asupra lui, dar nu plătiți dumneavoastră. Dar nu, dar noi decidem asupra sorții lui. Da. Păi și atunci cum? Măsuri ea, cum funcționează? Păi atât timp cât cel îi cer socoteală de ce nu-l casat și cum nu-l casat, crezi ce el o să încearcă la rândul lui, o să vină și spun, dă-mi bani. Eu ți-am luat de comună de salar. Nu există așa ceva. Așa înțeleg eu. Domnul, înțelegeți greșit. Haideți să vă spun. Procedura la... Dar de ce nu lăsați în subordinea primăriei? Lăsați în primărie, încasează și vezi cum merg? N-am voie, domnul. De branșor, să nu am voie. Este exact ca la colectare, transport și reciclare gunoi menajer. Toate se varsă într-un cont. Nu pot plăti un leu din bugetul comunei pentru gunoi menajer. Încasez, plătesc? Nu! Nu plătesc. La fel va fi cu acest serviciu. Gunoi compensăm. V-am spus cum. Ce încasăm, ai plătit. Păi corect, așa vă spun și cu așa vă spun. Și atunci care este plătit? De ce să faci cu soții de-a mea să aduceți cu oameni pentru care este păcat? Nu ți-i lăsați pe drumuri. E corect că sunt oameni de aici, oameni din sat, oameni local. Trebuie ajutați. Dar nu puteți să ne băgați în cap, cât este părerea mea personală și dacă am ceva împotrivă sau dacă crede că eu vorbesc împotriva cuiva, nu. Deci, dumneavoastră, gândiți-vă că acești oameni care îi transferați aici, ei vor, se vor descărca tot asupra noastră. Haideți să mai spun pentru ultima dată. Domnul Ucări, am repetat, să mai repet, acum a treia oară. Una, în primul rând acolo se creează un capital. Am spus 500 de raporturi. Înmulțit cu 500 de lei, fac 250 de mii de lei. Sunt două persoane, care prima dată va trece o singură persoană. Ce înseamnă o persoană? Zero bani, dintr-o sumă de asta. Gradual, se vor trece la casă. Cum puteți spune că duce la domnul pastor, la mine, vin și-l plătesc? De ce? Că există varianta, n-ai plătit una asta, de-aia trebuie un casier cu un om care nu este contoar, nu știu, bicicleta, nu plătit în 5 zile, mă duc să am pozitatea, să am sigil la contoarul, de-aia nu l-am băgat în patrimonial în curtea lui. L-am pus la limită de locuință, ca să pot să-i închid și sigilez. Dacă nu se consumă, nu plătește, consumă, plătește. Aici nu mai este ca la gunoi, la gunoi nimeni nu avea să plătească. Acolo fiecare om are responsabilitate, are contract, poți să-i... Ai posibilitatea de a... Aici vorbim despre lucruri diferite. Aici este un serviciu separat. Și credeți că oricine ar veni, că vine cramă, sau cum nu pot da pe canal, nu același lucru va face. Închide cu de la contoar și se zilează, același lucru, în casă sau nu. Niciun leu de la bugetul local nu pleacă, nu se poate. Trec altceva. N-a zis nimeni să dați la bugetul. Dar a spus că nu. Am spus clar, nu de natural discuția. N-a spus nimeni să plătească de la bugetul local. Nu o să plătească nimeni serviciile mele din banii dumneavoastră. Păi ce din banii publici. Că mai întâi spuneați că vreți să plătiți la... Nu plătiți la bugetul local, am? Nu e din bugetul local. Nu plătiți și nici consiliul local nu va plăti. Din cauza că... Nu e prea mult. Deci v-am spus și ce se întâmplă. Se vor lega obligatoriu. De ce? Că eu obligat eu, când au, nu i-am legat, nu i-am raportat, o la mine. Eu sunt primar, dar eu plătesc lipoți, vreau și eu apă. Nu se leagă?
Îl pot să fac poate în acolo, dar ce bine așa? Da, ceva trebuie. Dar atunci ce facem noi? O secundă, nu. Îmi chema și primul. Da. O problemă e cu canalizarea. Cu canalizarea. Canalizarea. Suntem prin să facem, da? A venit cu dedo și l-a pus. Acum, nu se rezolvă singur canalizarea. O parte nu. Canalizarea va fi obligatorie. Deci canalizarea este obligatorie. Și se poate da drumul la apă înainte de... Da, se va da. Da, se dă drumul la apă, e bine, până la urmă obus de scurs. Trebuie apă de băute, trebuie apă de spălat, îi trebuie ceva. De asta am prins și două posturi de muncitori calificat. Dar asta am simplu când am venit. Trebuie serios, trebuie serios, ca să am spus ce să faci. I-am scos la concurs posturile. Trebuie să știi, băi, cine să știi, băi, cine să știi. Așa dacă faci, să faci și tot ce care. Trebuie să fii la corpul, să fii la aia, durează, până vine oferte, trei oferte, până vine cea mai mic preț ca să lucreze. Stai cu contul tău o săptămână închis. Și două. Așa l-ai muncitor calificat în serviciu. Ăla mai termine, că e 12 noapte, acum s-o duci și-o închis vana, vine la roță, ăla e aici lângă tine. Asta e situația. Dacă ați dat drumul la apă la mână, voi ce mai trebuie de-o primă? Vom vedea. Restul de 100 de la contul la Pătrășcan, nu pot să dau la 3 sferturi de sat și mamă și sat, un sfert de sat. Am spus-o de la fiecare și asta putează. Și acum, uite, nu pot. Asta, într-o lună de zile, ne-a făcut. Da, și tu nu se poate da drumul la apă. Dăm drumul la apă. Deci, așa, numai ca să facem. În lumea de zile. În lumea de asta, noi nu transferăm băieții de la... Și primul, dumneavoastră, transfer trecutul, care eu sunt în birou, același calculator care are și sarcina de colectare acum, și transportat, avem toate cartele în baza de date. El acum vine și spune așa, eu din capul cu satul, am petit că Bocodel cu Cristian și eu pe tot, și batem fiecare zi la poartă. Nu credeți că va fi ușor, că să vă aduce la poarta omului, adică din primul aceea, dacă stăm la sediul de consiliu local, ai răspătat toată comuna într-o zi. Nu! Te duc la om, nu-l găsești azi, să-l caut om, după program, te spui din zisa, dacă nu la urmă se duc la ceas. A venit la ora 8 și la ora 4 plec. Când îi bate la poartă lui Damian, când îl găsești, că era la piață, când îi bate la poartă? În America. Vor veni ei, domnule, care când începe să băgați apă, până vor veni ei la poartă. De asta a putut că și transferat direct de post din casier, operator, calcul din bază. Și de greve și în cuțetul local. Să-l dă meseria și să-l dă muncitor, nu-l dă nică. N-am nimic cu lucru. Acest doamne, dacă a fost o decizie... Intervenție, mai are cineva o... Hai, pune la vot. Înainte de a putea vă duc aminte din nevoie la depot la 2-3 mii consilii, pentru că e vorba de patrimoniu. Să pun la vot proiectul de hotărâre. Voi nu comentăm, nu zice nimic. Redactată de... Cine este pentru? Cine pentru? Cine este pentru? Nu s-a pus la vot. Unanimitate? Unanimitate. Trecem la punctul numărul 2, niște vreți frumos. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâri privind aprobarea implementării proiectului de modernizare în infrastructură rutieră în Comuna Burabăi. Sunt... Este vorba de proiectul ăla de modernizare, domnule. Și tronsoanele care sunt Făzinat, dar Pătrășcani, Burabăi, Crava. Deci tot terminat, avem nevoie de hotărârea Consiliului Local să putem depune. Este ultima formă legală pe care mai avem nevoie. După cum știți, dacă nu aveți întrebări, dacă nu o să pun la vot. Ca să nu mai fie întrebări, vă raportez eu la procesare. Proiectul este pe dor. La ora actuală, singurul care este. Iar toate avite. Am lucrat la el de când dumneavoastră mi-a dat acordul. Absolut totul este conform normelor și legislației în vigoare. Singurul care lipsește puterea de consiliu local. Un proiect care vine într-o primă trebuie să primească finanțare, să se vor da bani. Din măsura 7, 2, 5. Sper din toată inima că vom primi finanțare. De așa știți, cum este cu Bunavoi, Bunavoi 2, continuat la Dumbrava. Bunavoi. Apropo de... Supun la vot proiectul de hotărâre reforma prezentată, mulțumim frumos. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a lotelor Belcea 1 și Belcea 3, aflat în domeniul privat al Comunei Burabăi. Aici, dacă știm bine, au fost niște inadvertențe. Unu, oamenii, noi când am făcut identificarea pătrășunilor pe care le-am făcut la concesionare, o parte din acest element era elicită la piață. Cineva, dacă știu eu, e un
pic de denivelare, nu de elitură. Și am ajuns în situația că din 78 de hectare, un concesionar a primit elitivitate 22 de hectare. Este imposibil ca acel om să se vândă și oile și casa ca să poată plăti în concesiune. Astăzi am refăcut, am trasat acele terenuri, acele porțiuni, Berța 1 și Locunda, Locunda 2, le-am trasat. Am pus țăruși, am fost din nou cu firma de cadastru, cu GPS-ul, și suntem în postura de a spune, atât mergem și la avea, pe calculator acolo se vede foarte bine planul parcelar. Când se vede acolo, harta zonei pune, din asta ai elizibil suprafața de 50 de hectare. Ei, dacă sunt 78, și ai 55 elizibil, parcă mai merge, dar dacă 78 și ai 22 de hectare, nu mai merge. De-aia am vrut să fie dal și... Ai o plantați, ca nu e elizibil. Și-o plantează și eu cu concesionarul. Nu poți să plantezi în mijlocul islamului. Dar așa v-am născut. Da. Eu m-am stafit și mai aveam, dacă nu mă sigur, că aș fi grav. Nu, 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 nu. Nici o licită. Bine, mai sunt intervenții. Păi am văzut că aceeași suprafață se concesionează pentru amândoi. În afară de asta, noi, practic, acum supunem la vot doar concesionari. Împreună, inspectorul din Bani, cu de la achiziții, cu și doamna Tătală, dar vor merge la doamna Cetean la AFIA, știți care e procedura la AFIA, una e ce stabilim aici, alta e eligibilitatea în teren. Și atunci va veni caietul de sație pe sumă și suprafață. Păi și ce facem cu restul care plătește la fel? Nu poți face deosebire de oameni. Ori face adițional pentru toți și rezolvă, de exemplu... Am tăiat la toți? Păi cum să nu, la toți îl tăiat. 22 în... Da, eligibil cât? 17. Toate astea sunt elegibile, dar nu sunt, 15 plătesc degeaba, nu sunt. Să nu fie, am mențiunea clară, pe aceea... Adică dacă ar fi 17 elegibile, domnule, restul nu-i. Dar nu-i 22. Dar nu-i odată la aia, pe aceea, au căzut de detecție. Pe cât ați primit... Toți? Cum spun eu? Am răspuns. Și acum un an și anul ăsta, tot și... Păi, Ravenă, tot și da. Nu se poate curăți, o scos. Trebuie găsit o soluție făcută un adițional, domnule, cât ai elegibil 40 de hectare. Scade în restul și rămâi să plătești 40. Corect. Singura soluție de rezolvare, că altfel nu poți. La ăștia să te duci la APIA și dacă din 80 treci 40 elegibil, nu plătești 40. Și altul din 80 40 plătești 40 nu. Aveți dreptate. Deci trebuie găsit soluție. Aveți experiență, aveți dreptate. Dar în principiu, haideți să... cu smărunți și sigur să face pământ, pe pământ bătătuit. Cum e la domnul Ciubota. Dacă omul 2 de hectare primește subvenție peste pentru 17, nu poate să plângă. Până la urmă, pe 17 hectare, ia 200 de euro la hectare. Dar nu-ți dă 200, 37. 160 de euro. Sau cât este? Este o sumă totuși. Și dânsul plătește 100 de lei la hectare. Eu cred că aveți unde suportați. Dumneavoastră. 150 milioane de ani degeaba. Domnul deputat, ca să nu discutăm contradictoriu, spun așa. În condițiile în care dumneavoastră, pentru numărul de animale, aveți nevoie și de chiar dacă nu e elegibil, dar dumneavoastră vă trebuie un hectar la unitate vită, nu aveți, nu primiți subvenția nici pe animale. Luați-o și invers, nu aveți terenul să faceți vaca, nu primiți subvenția la vacă. Și atunci, haideți să lăsăm treburile așa, când vedem că sunt discrepanțe, ceea ce e încasat, ceea ce e dat. Ca mică, chiar dacă nu ați concesionat, dumneavoastră, ca să puteți să luați subvenția la animale, aveți nevoie de 100 față. Pune pașteți. Când nu aveți contracte de concesiune cu proprietate, domnul știu mai bine. Chiar dacă mi-aduce concesiune, că toate se izvesc tot la primărie, mi-aduce concesiune, jumătate de hectare aici, e pe rung, alta e pe podul. Altai la scotul da? Cum duci vaga cu elicopterul de la terenul altul? Faci pe terenul altul și altul vine cetățeanul peste care tu treci cu animalul și vine la primărie. Eu te domnule, să-mi faci X sau Y. Și tot eu iau toate șuturile. Să lăsăm așa, când sunt discrepanțe, când sunt diferențe mici, cum este asta? Este
permisibil. Dar de la, cum au avut un exemplu la, la Greșciu, plătea 350 de lei. Secundă. Dar dacă ce se fac, dacă... Și ce vrea să spuneți, că ți-ai luat să spuneți, dar sunt deștept. Dar acum acaba felicitația, când se scoate la șapte. Ne-am făcut o hotărâre, pentru a spune și asta bine. Stați un pic, stați un pic, păi, îl luați vot, poate. El avea concesionate 82 de hectare, știți cât i-a dat elizibil? 23. Păi ia să vedeți, la 3.550 de lei pe hectare, mulțit cu atâta hectare, cu câte foi trebuie să... Dar ce am luat pe de ori? Domnul meu, s-o luat, acum vor licita numai voi. De cum vă fi mai mult? De cum vă fi mai mult? Băi, mi se face ce face. Bun, haideți să... Haideți că dacă așa ne certăm, până la șapte. Unii se atât de lor, nu vă intervenți, domnul Pițic. Nu vă pot să vă stați de mine. Unu. Să vă explicați, nu mă acordeți cu voi, toată ce vreau. Noi, la ora actuală, nu scoatem pentru X sau pentru Y. Am înțeles, da. Puteți participa, domnul Cipotau, sau puteți să dați 0 bani, sau nu? Sau puteți să dați 600 de lei, nu vă oprește nimeni. Vă rog frumos să participați la licitație. Eu nu am, nici eu, n-am nici mânță, dacă mă credeți, nu-mi credeți. Dar vă rog, da, scoatem, că Inter pierdem bani la 170 și ceva de hectare, numai dacă luăm 100 de lei, sunt... Dar mai e o suprafață care a rămas nescoasă, nu trebuia scoasă și aia? Hai spre coasta pădurii, sunt vreo 2 de hectare acolo. Ați venit la primării, vedeți? Sunt vreo 2 de hectare, să vedeți la suprafață. Vă putem discuta în ședința de acolo. Veniți cu solicitare, o cerere de număr de registrare, studiem, mergem cu cadastru, este de altă lucrurile. Reverențiunea de face de cazuri, lungim ședința 3 ori, împărităm bar în fața camerei. Lasă-o papuci, mami, că aici se pierd bani, 5 milioane fiecare lună. Ca să stăm, să stăm și câte 3 ori. 5 milioane. Nu, cum? Dar eu o oră și ceva de când stăm și vă ascultăm din dumneavoastră. Dar nu se întrebă el. Doamne, datat în ceea și ai dus prin față, te vedeți, dați în divers, în laud. Stați un pic, domnule, ați făcut un răspuns. Nu, 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 mai vină de revizionarea domnului primar, că faceți cu economii de timp și de bani. Din stat... V-ați văzut cât de vizuale de sunt. Sunt că subiect, domnul consilier, că subiect, plătim cum am văzut în șansul undeva. Și aici am luat măsura de a economisi. Nu mai plătim eu. Fiecare mic terminalul. Sunt de acord. El va... Tati, faci un plin la ședință, că te refinești și dați bani. Gata, domnul președinte, mai trebuie să le vindeau bani. Domnul Grigore, eu am primit o întrebare și am dat un răspuns. Din clipa de față, nu vă mai răspund, nu sunt obligat să faceți. Nu răspunde! Vă rog să răspunde dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos, ca ideeni, să știți un singur. Dar din ce să spuneți să-mi ias mai de? Care vrea să vă întrebi și chiar vrea? Puteam mă întreba. Dar dumneavoastră sunt acasă. Din zero. Puteam mă întreba. Nu v-am întrebat nimic. Nu m-am întrebat. Nu m-ați 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 am observat tendința dumneavoastră, să o găsim. Nu este pentru ceea ce vrem. Proiectul de hotărâre privind aprobarea valorilor din demisul general pentru efectuarea lucrării de consolidare, protecții mal stângărul Crotuș, sat Burabei. Etapa 8-a, avem valoarea demisului general, total general 302 fără TVA, cu tot cu TVA 362,828. În care cei plus M 284 plus 838, 284,839 lei, fără TVA. Cu totul cu TVA, din 341,87. Intră totul... Cât 341? 341,807. Cu totul cu TVA. Bun. Aici am o problemă, puteți să mă sunt ceas, să vin până afară. Vreau să pun un singur întrebare, până când mai spus dumneavoastră, o să vin înapoi la votarii. Vreau să vă întreb un singur. Dicul ăsta cine o face? Faci primăria sau face o societate? Pentru că văd, o secundă, acum mă întreb eu. Când vă întreb, mi-a răspuns. Aici care și bascul la primării care pun dicul ăla, care jucrează bodul primării care pun de acolo, văd și o firmă, nu știu ce firmă este care împinge cu bodul de acolo. Dar nu spus să rapid la mașină. Dar nu v-am întrebat de la acest dată de acum, lăsați să vă faci și tu. Dar vreau un răspuns scurt. Scurt. Îl face primăria sau îl face o firmă? Mai sunt alte întrebări, că ați răspuns odată. Păi, în altă întrebare, tot asta am pus o pus și n-am să fiu de acord, pentru că nu vreau să dau bani înapoi. Deci n-am să fiu de acord cu așa ceva, pentru că, începând de acolo și până aici, mașina primăriei e cară. Nu cară altcineva. Și buldo primăriei. Și atunci, dacă
dăm bani cu cui dăm noi, de ce cara noștri? Păi dacă atunci, și aici nu ați fi de acord. Și vă trebuie cine vă. Da, nu ați fi de acord. Vă aveți altă întrebare dumneavoastră sau aveți altă întrebare? Haideți să vă dau răspuns. Am avut cumva hotărâre de consiliu local și nu știu eu. Sincer, întreb acum. Domnul Pașcu, dacă erați în locul meu și vedeați că se topesc zăpețele și vin purile de primăvară în care eram avertizat, și mi-intra apa, când la urmă noapte eram la Bărboaie Iulian și întreba de ce n-am făcut și la el și uitat apa în curte și la trezea. Și am zis, n-am avut bani până aici am făcut. Și azi așa, având în vedere că nu pot să intru pe ulițele satului, ca Baculata și Bucă Excavatoră. Deci noi, ca să refacem referire, proiectul este, și o să vedeți, domnul Pașcu, este transparent, va veni cu vinzi de beton, cu piloni cu armătură prinsă în teren, pe porțiunea de la Coman până la Davidescu, până acolo se referă. Ca să pot să fac păturetul în fața primăriei, am făcut cu bilanțul primăriei, am cărat cu basculanta noastră să nu stea degeaba. Pe toate ulițele, pe toate astea, m-a plouat ulițele, dacă intram cu basculanta, mai rău stricam. Ăsta este răspunsul și mi-asum de responsabilitatea. Sunt desfășurătoare pe kilometri, pe ore lucrate. Nimeni nu-și permite o glumă. Și să vă mai spun ceva, domnul Pașcu, ca să rețineți, chiar am o responsabilitate, curtea de conturi a trecut și am fost felicitat, va mai veni și iar am fost felicitat, nu trebuie dat un consilier cu subsemnatul. Încă o treabă, o să vedeți betoane care n-ar văzut în viața dumneavoastră. Alt proiect nu se putea face, ca să vă aduc aminte, domnul Pașcu, ca poate vă răzgândiți. Aveați un proiect de 85 de miliarde. Până jos, până jos. Până, nu, până jos. Până la pod. Nu până la pod, era domnșor. Până la pod, era domnșor. Am proiectul lor. Domnșor era. Aveați un canal paralel. Da. Care unea cele patru fraie, da, de la postul. Betonat. Nu pare. Un alt pod aici, un alt pod aici. Nu intra pe sub pod. Nu, la capul cu podul. Dom'le, dacă eu știu proiectul că am fost atât. Nu există așa. Nu știu. Nu știu. Am argumentul. Mai venea un pod la capătul podului, care trecea pe lângă neamnă și joteam. Frața a dat firai. Noi încheiem acest timp. Avem până acum cheltuit, am desfășurător, 11 miliarde. Până aici, kilometru 700. Iar cealaltă 1000 de metri sunt din asta, 5 metru, aval de pod, la care vom primi finanțare. Cum noi v-am știut că numai ăsta, părțicul la 7 sau 8? Greșit, domnul. Pârțic a luat 1.300.000, restul nu mai discutăm. Vă aduc desfășurător. Am mai avut discuții de astea. Am desfășurătorul, avem un extrase de cont în bancă. 11 miliarde. Și ca să luăm un calcul acum simplu, încă 3.500, închei că noi am făcut pe asta, nu te contăm. Dacă o să vedeți că te contez în fața primării, eu mă duc să fac cum așa mă declar eu. Dar domnule, te contează la metru miliard, nu te contează. Nu, domnul meu, se decontează cu aici. Sunt 310 metri. În fața primăriei, până la gardul de la Cironică Dobrea, sunt 160 de metri. Am parcurs cu piciorul și cu reta de 100 de ori. Restul se face cu betoane, cu piloni, că nu mai putem face cu din alocamente, din balaj și pământ pe la Cironică Dobrea, acolo, pe la Paulin, pe la Bontas, din cauza că trapezul ăla care e de pământ, de 3 metri jumătate, pe care merge cu pasul ăla, a ocupat drumul. Și noi ar trebui să întrebăm proprietăți private. Nu pot face acest lucru, nu mută Cironică Dobrea, nici Jean Grădinaru, nici Gheorghică Bonta sau Mariana Bonta. Autipul, n-ai cum să mută la autipul. Vor fi grinse în beton la 12 metri înălțimea de 1300, așa este proiectul. Îmi pare rău și oricând stau la dispoziția dumneavoastră, grinzi la înălțimea de 1300, care se vor uni suda între ele cu proiecte de beton, care vor fi prinse în piloni, în picioare cu armătură, săpate la 2 metri. Asta e proiectul. Faceți o greșeală, că dumneavoastră credeți... Proiectul a fost întâlnit pe el, că am mai citit și un desen tinerilor. Le-a luat să-i povestiți ca la niște copii, că vin, dar nu proiectul și un proiect. Deci, o parte dintre noi sunt... Dar cine 90% de aici, dacă ne luăm, știm să știm o documentație. Da, domnul, dar cine va spune că nu? Păi dar nu lăsă domnul ăla. Deci proiectul este doar până la... Eu știu că cere trei până aia. Sub cota trotușului.
Când a venit trot șumarii, apa a venit în țară. La țar. Cine? Ele trei curai de la postul încoace, sub cota trotușului. Da. De asta trebuia canal de fugă și da. Să curgă. Să vor deversa nimeni. Haideți să-l lăsăm. Domnule, dar văd că e tot proiectul vechi. Este proiectul vechi. Domnul, vă întrebare. Când și cu cât a fost acum chiar la vechiță? Că și mizez și pe cinstea dumneavoastră. Cu cât a fost mai mică apa în 2016, la trecut 2015, vă spun eu. Domnule, nu știu dacă a fost mai mic, că la mine tot 2,40 a fost apă. Mă bucur, vă mulțumesc mult, se te consiță. Ei, domnule, și-a trecut stopa de doctora aia asta. Să vă spun de ce, atunci intra domnul Pașor, și chiar am pretenție la dumneavoastră, că a suferit cel mai mult din domnule, atunci din cauza că erau fundații la casă de ațigani. Noi am împins și am dat cu alții. Domnule, eu știu asta, dar vreau să spun. Niciodată, atunci a luat decizia așa, fi că erau fundații la case la lor. Astăzi, când am regularizat Albia Trotușului, Albia Majoră, Albia Minoră, nu puteam să intervenim. Dacă interveneam pe Albia Minoră, nu trebuiau probări speciale. Și noi am primit doar acceptul să lucrăm. Știu că nu puteai, acolo trebuia altă vizie, altă probări. Sincer, vă cred, vă spun o dată, am ținut. Și acum vă vorbesc cu inima lui, domnul Pașor. Am ținut din toată sufarea mea să încheie certificatul ăsta. Că la anul nu se știe dacă e dumneavoastră. Nu cred că e rău. Și gândiți-vă că și dumneavoastră, prin votul dumneavoastră, împliniți voința și speranța și lui Abărboaie și lui Marcela Copan și lui aia lui Sica lui Coman și chiar și la Gheorghe Montaș a intrat în curte și la Mariana. Împliniți prin votul dumneavoastră dorința de a încheia divoarea. Am venit de Peter Sanz toată aici, în fața primării. Nu, urmă să vă spun de ce. Am o parte din apa, am dat-o pe la Paulică Bontaș, am făcut canalul în 2012-2013 și nici pe doamna Diaconu nu mai inundă, că înainte venea de la Rușesc. Când a fost 50 de litri la metru pătrat, să vezi atunci. Deci, debitele au fost câte limitii de jos a podului. Domnul Pașcu, deci, sunt sub limita de jos a podului. Am să vă mai spun, domnul Pașcu, că, într-adevăr, am întâlnit un lucru deosebit. Dacă rog să-mi dea un excavator, ăsta, autovedere, să știți că a fost rău. Dar nu mi-l dădea. Nu mi-a cerut bani. Nu mi-l dădea și orice. Sigur că, așa este. Asta e cum spun eu. Vreau să duc și la... Relația asta e direct, nu-i de acum. Așa, aveți dreptate. Tot cu el vreau să duc și pe uliță la... Vreau să fac și la locul dacă vreau să fac pe loc. Și nu o să-i plătesc. O să vedeți că nu să vă cer. Nu vine el de geamă, vine un om, dar care faci de geamă? Nu, haideți să vă spun singurul lucru. Păi? A fost singurul om care mi-a zis așa. L-a rugat să mâncați niște basculante, de fapt. Era un escavator notul ăla. Și mi-a zis așa. Domnule primar, până la centrele de basculante, mi-a spus doar cu șofer. Și cu asta am încheiat, tot nici trebuia să vă mai spun. Dar asta este cu certitudine. Deci, porțiunea de tic care se face cu betoane, este până la gardul. Da, da, de... trebuiau să bani acolo. Nu mai trebuie niciun bani, deci din se închide. Că bă, păi de unde să mai fie acolo? Dacă ăsta e proiectul și tu, tot altceva. Nu am dat 3 miliarde și jumătate. Haideți să mergem la Dito, că ați dat de la puțin el, ați dat până la Comando, de 376 de metri, vă spun fiecare metru ce este. Deci de la puțin el la toate Comando, 376 de metri, plus pâraile care le înălțăm. Aici eram în necaz, la singur loc unde ar fi, la ora actuală, digul neîncheiat este la Brănar. Nu-mi dăm voie femeia, că am mutat. Acum i-am făcut notificare și voi trebuie cu un executor, merg cu poliția acolo, trebuie să fac și a doua latură a pârului de la postul. Că spre Țica, totul bine. Bine, dar i-am dat cartografia, Brănar, grav, grav. L-am mutat, să vă spun, era acolo pe ulița aia, mergeam cu mie, da, de tot. Da. I-am mutat tot și graș și gard, 3,76 m, a fost să-mi făcut cadastru. Acum trebuie să-mi dea voie să-mi duc gardul, ca să înalt și latul ăla, ca Michel Mitra, pe la... Noi am avut o discuție cu Ciocu, tot ceea că nu iese teren și am ieșit mai mult la el. Si, nu, de Ciocu a fost teren. Mai mult teren. Singurul care nu mă pot înțelege, familia Plănal, am trimis notificare, se va definitiv așa cum. În rest, eu vă garantez. Și o să vedeți. Și avem experiența din 2016. Pe Albia Trotușului mai mergea încă unul
1,3 s-a denunțat, dar 1,5 metri și toată lățimea trotușului mai lăzea de bilea. Asta este ceva. Bun. Trebuie rezolvat la Cristian acolo, s-a făcut o bază, nu știu. Dar se înălțăm acolo de asta. Trebuie să facem o traversare. Adică nu știu, deci le pun la Basilică, acolo unde a avut. Nu acolo, eu mă refer chiar la pus balastru la fântână. Facem transversare să vină apa de care vede pe urmă de la Stanciu. La fântână. Să treacă și acolo îl înălțăm de la drumul exact de la Cristian, de la Munițele Oelii, până la Costel, la Cior, să trebuie să înălțăm frumosează de la fântână. Așa, sub până sub plantă, ca să nu mai fie bal. Să fie drept. Acum, domnul Pascu, cum vrea să ne spune? Cine poate? Din poate la toate poate. Și până la Cantelinarul, e o diferență. Da, e o diferență de 0,7 de metri acolo se va înălța. Pe margine, digul se va înălța corespondent digul din partea de la. Și pe marginea șoselei vor fi betoane. Betoane grinzi la 12 metri, o grinză de beton de are 17,5 tone. Se vor suda între ele cu piloni prinsi cu buvane. La 5-2 metri. Pentru asta. Deci nu este sigur. Acolo n-ai altă variantă. Nu mai poți face cu trapezul. Baza trapezului are 11,5 metri. Înălțimea de 3 metri și jumătate. Pe care mergi cu basculanta, se vede. Pentru da? Asta am cărat bala asta. Acolo să vă înțeleg. Înălța la gândul că vă dați în alte. Și eu cel bine cu betoane. Asta e betonul. Toată zona. Mulțumim. Să pun la vot proiectul de hotărâre. Hai să vedem, dacă ies așa, deci mai sunt mașina pentru asta că... O vedem. Eu mă abțin. Bun, trecem la punctul numărul 5. Proiectul hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni cu obiective și lucrări de interes local stabilit pentru beneficiari de ajutor social, persoanele condamnate la prestarea de muncă nereunerată în folosul comunității către instanță de judecată pentru anul 2017. Aici am prins toate lucrările care sunt pot executa cu personalul de la ajutor social și cei cu muncă folos cu contextul care vin de la instanțe. Să vedem, întreținerea și în sezonul rece a trotuarului comunului și rigurile de acestea acestora, lucrări de ecologizare, curățare manuală a arborilor, lucrări de întreținere a zonei centrale a comunei, întreținerea șanțelor ce marginez drumul județeanul 119B, de la intrare la canal până sud, la terminarea satului Dubrava, cosmetizarea ponilor fructiferi și a putin fructiferi, tot ce este marginea drumurilor județean și a drumurilor comunale, tot drumul și tot ce înseamnă fixat, care incomodează traficul la salvare, românesc, pompieri, poliții, tot, și mașini particulare, decolmatarea drumului la dâng, să decolmatăm drumul la dâng de la Temelia, care e... Acțiuni de interes și unitate, spune, întreținerea rigurilor și marginez drumurile comunale, toate lucrări de curățare a resturilor vegetale aflate pe marginea drumurilor de pe raza comunii. Lucrări de întreținere și incinta curților a instituțiilor publice din comun și alte lucrări de prevăzute și de strictă necesitate care apar în cursul anului. Da, aici mai aceau eu, ca să nu mai zicem, avem un proiect împreună cu o colectivă clienți, domnul Pascu Bănescă știe, ne vor aduce 5-6.000 de puieți de salcâm pe care vom plasta toată albia, totuși tot digul, până începând de la Poliția și până la Cristian. Îl pune și la podul Bene, domnul Bănescă. La podul Bene, ca să vă spun și să vă informez, aici am fost capiței la Bitunova, Direcția Județeană de Drumuri au venit, au estimat cam cât material va trebui ca să ocupe toate drumurile și vom vedea la podul Bene, cred că acolo va trebui un proiect prin Direcția Județeană de Drumuri și Consiliul Județean cu niște piloni. Deci discuția a fost purtată cu șeful de la Direcția Județeană de Drumuri, după 1 aprilie vor veni și vor plomba toate grăurile, inclusiv am promisiunea să vă face și pătrunea până la Plovădescu, pe lângă Cervăi, ca dușa Plovăi de Cervăi. O să vedeți utilajele pe drum, este bine ca să știți că, într-adevăr, am promisiune. Clar, certă că vor veni, au făcut o estimare cam câți metri, cu sau câte tone de bitume vor trebui.
bidul normal, puteți atenția de nu scoate. Am fost cu ei la podul tenis și acum, parcă zic și privesc în urmă, mi-am săpat o 3 și jumătate. Acolo, nu s-a întrebat nimeni, că am înțepat cu budul, cu basculant, dar la drumul ăla și l-am mutat și a făcut foarte bine. Dacă nu făceam atunci, acum eram de la drumul în Turău. Deciziile care le-am luat la timpul, când le-am luat, au fost corecte și nimeni nu s-a făcut, dar e ok. Sunt al doilor de cuvântul, nu aș fi eu. Da. Hai, până la vot. Hai să pun la vot proiectul de hotărâre. Unii la forma prezentată, mulțumim frumos. Și acum trecem la suplimentarea ordinii, proiectul de suplimentare și după aia la diverse. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență pentru mormântarea domnului Toma Ioan. E vorba de suma de 1000 de lei, o problemă mai și la dânsul. Deci, sigur, avem un om, era la ajutor social, paralizat, și n-avea ce să-l mormânteze, chiar domnul Pancer a venit și lumea din satul 102 lei, a făcut 1000 de lei. Chiar vă spun sincer, am dat banii de la mine din buzunar și dacă vreți, dacă... Azi noi am mormântat istorie. Hai, până la vot. Supun la vot. Mulțumim frumos. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesionar numărul 14488. Din 2010-2015, încheiată de Comuna Gura Băi și 10 MC Brand Group SRL D. Consiliul Local al Comunii Gura Băi, pentru ședința generală așa, referatul, considerarea chestii publice, cererea numărul. Și iată, de acolo ce-o avut. E vorba cu votul numărul. Poate cu domnul Dalăru. Știți că sunt alea două grade, mai care fost la Vasile ăla și cu... Da. Ei, unul a concesionat cu o societate și au dat drumul la o afacere cu succes. Și mă bucură, foarte bine, plătesc în jur de 9.000 de lei pe an. Al doilea a fost o societate care, efectiv, a fost și o inadvertență aici, pe contractul și ei. Lotul 7 și 8 erau, nu erau despărțite. Deci trebuia făcut o dezmembrare. Au vrut să fac un proiect european, nefiind dezmembrate, durat foarte mult, au pierdut perioada de proiect european, de depunerea proiectelor, practic plătește în grup de 20, 2600 de lei, plătește degeaba. Și unul, doamne, nu poți să da, pun la vot. Hai, Costi, lasă în vot. Și iată o completare, chiar aceeași firmă care se ocupa acum de ciuclis, chiar vrea să le iasă în concesiune. Și a trimit 9.000 de lei, dar pune la găsit cât mai mult să concesiune. Da, 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 da. Ce dată se face? Păi, dacă mă întrebi de nimic acolo... 0,29 la 3-a. Da, de 2006. Ia vedeți așa. La rotunda din 2009, are rezilia cu 2014. Cum considerați că e bine? Ce să fac? Să reziliem cu... Cu ce puteți să fie? Da, dar de punere ce? Uite, la un an, până am văzut statul. Cererea de punere e pusă pe 29 la 3-a. Care luna asta? Dar nu, dar ce are un ce? Eu am lăsat de zile, am avut și să pun pe ordinea de zile, am avut pe rost. Am avut pe rost. 2016. M-am lucrat cu Luci ca să rezilie. Eu am pe atât. Și n-ați văzut domnul, dar să cu domnul Ambochi. Tot mi-ați că apărat cu Luci. Acum de ce? Păi da, doamne, lasă ce cum mai era un oficier cu un an de rezilie în vârstă, dar un an zile în urmă. Doamne, i-a făcut ce? Un an zile în urmă. E un an de urmă. Cât este? Nu se poate așa ceva. Nu, doamne, el... Rezilia să nu considera. Dacă... Să mor rezilia. Dar unde a fost cererea până acum? Uitați în noastră, 402-2016. Cine a fost cererea asta până acum? A fost... Mă sertar la cine? Ia trebuia... Mă sertar la cine? Ca să poți să rezilie. Eu te simt doar din noi. Am fost cadastru din... Domnul primar, dar eu n-am zis în urmă. Și trebuia să mai spun. Dar ce să dea bani? Dacă el a stat 20 de ani... Eu nu știu cum l-am folosit la tine. Eu nu știu cum l-am folosit la tine. Chiar nu mi-am lăsat. Că a stat un bine. A fost 27 de ani. Și nu m-a nimeni nu de obișnuit. Eu merg dintre... din 30 de ani, 40 de ani cu mașina. Și am mers foarte bine și eu, uite, acum pot să mă duc să-mi calc un om, Doamne Părinte. Ce lucru? Dă-i cum. Eu... Dar asta se vă mai zis, iată rămâneți. Ca și problemă. Stă vă rezi, nu rezi, vrea să nu ne rezi. Reziliați-vă cu tata mea, nu trebuie reziliați. Da, da. Nu s-a dat, nu v-a cerut altceva. Păi cum? Acum sunt atunci. Atunci a procesul de zi, tu reziliați data din 30.03.2017. Eu pot să-i impun, mă. 30.03.2017. Și gata.
milioane pe celălaltă consilierului. Bă, dacă la dumneavoastră nu mă duc tu la alții? Ba nu, hai, bă, zice, împărți 100 la fiecare. Eu știu la alții. Deci cu data din 3. Se rezilează cu data și intenții de astăzi. De la, de la. Pe altă este nevoie de votul a 2-3 consilieri pentru că e patrimoniu. Gata, domnule. Cine este pe deci, reții cu data de 30.03. 2006. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cu amendamentul respectiv. Dați așa. Supun la vot proiectul de hotărâre. Îl mai dau în formă. Nu. Cu amendamentul propus. Propus. Da. Cine este pentru? Cu amendamentul propus. Da. Nu, nu, tot al bat. Să le țin. Păi, fi că dai bani? Un an de zi nu e o treabă. Împarți un an de zi, dar toți imediat. Câți? Trecem la punctul divers. Mulțumim, încep. Să-l lăsăm la cel mai alt. Păi, domn primar, ce facem cu drumul ăla? Nu-l predăm, dar tot s-o termina cu el. Drumul la rotundă. Hai să predăm, domnule, alea 2 km, scăpăm de el. Făcut demersurile care trebuie la Onești, alea Oneștiul și Isul cu budeală. Păi ia, ia, au venit, Paris v-a văzut până în deal, vă spuneți, faci și-o prezentă. Facem referat și-o prezentă. Da, domnule, hai să-l prezentă. Eu nu m-am făcut niciodată. Și scăpăm de el și așa nu ne mai ajută cu nimic. Nu și mai trebuie să muncim la el. Nu m-am opus niciodată, dar o să pun problema când sunt la 10 zile la Iarnă și mai sunt aia care au casă în Iarnă. Răspunde, răspunde Oneștiu, în Paris au venit în fiecare zi acolo și o să domnule Aleu oricând. Că el dacă care nu mai e ziua. S-ar putea să-l și asfalteze. Un grup de consiliere, un referat, o întâlnire și... Șanțul e infundat, dacă se lua acolo tot apa, vine pe drum. Bun. Deci, ce vreau zis? Șanțul e infundat, dacă plouă, tot apa vine pe drum. Capul de forță e afară, dacă cumva... Domnul primar, vreau zis. Alea cineva să-l duce acolo. Se întâmplă ce vreau. Ce se întâmplă cu bazinul cu apă? Domnul primar, ce se întâmplă? Face evaluare, face evaluare, face evaluare zero. Hai, domnul, alo, ce se întâmplă cu bazinul cu apă? Trebuia să-i facă săptămâna cu bazinul la finalizare. Păi dar nu trebuie să capteze izvorul. Da, dar am fost voi TV la el, o cedat ceva, un autocar de apă și am pus acolo, o să nu mai iau. Așa, ca să țină de bazinul ăla, că parcă văd că dispare. A fost marți dimineață, dar nu pot să uiți acolo, se face nici acolo, că nu atât. Nu plouă, dar acum au drumul bătut, zici că o mers, nu știu cât, pe zonă, dar... drumul de la... hai să faci drumul pislaț. E acolo sus? Da. Dar la Verdeș, la Verdeș e mai ușor. Dar am fost cu... La Verdeș. Dar până vine buldozul, bași buldo într-o zi, ai de zonă. Păi da, cum l-au făcut anul... Cum l-au făcut anul trecut. Și acum 2 ani și mereu o faci și acum. Nu? La rotunda, în afară de balustradele, le trebuie prinsă, o mai luași din pilonii aia. O scos. Și hai să, ce vreau eu să zic, că dacă tot face primarul economie, fă domnule și cu televiziune dacă tot face economie. Cu ce? Cu televiziune. Dacă face economie, la hârtie. Eu te n-am vorbit ceva, am trebuit hospital. Gata. Am spus că plătim o lună, da, o lună bani. De ce? Am spus, domnule, că sunt dacă am spus că se face economie la sede, să facem. Până la noi, din ea televiziune, am forțat și nici acum nu-i prin ea. Până mai spun singurul lucru. Chiar trebuie să o fac ca să fie femeie. Contractul mai sunt doar mai celorlalte și nu pot să fac în neapărat. Eu am înțeles, în campanie, domnule, hai că e în campanie. Dar nu este campanie. Eu campanie mea fac pe Duhul meu, fac aici. Dar poate vă ia-mă cumva să stați în fața camerei de vedere să nu vă râdă lumea sau care e problema? Domnule, eu... Dacă vă ia-mă să nu vă vadă lumea, nu am dat de voi de campanie, eu campania nu fac. Hai să faci economie, hai să faci economie. Da, am să vă mai spun aia. Dacă nu dă și lumină, o noapte da, o noapte nu. Ca idee, printr-un act adițional amiabil, s-a făcut un act adițional. Că e o sumă de 400 de lei, lumea, atâta e 400 de lei pe lună. 4 de bani. Și am spus, domnule... O jumătate de un salariu de 4 de bani, contabil de la societatea care ține. O lună, da? O lună bani. Priviți-vă, rog frumos, intrați pe voi sau pe internet. Și vedeți că nicio comună nu există
este puțin locat. Este și meritul dumneavoastră și popularizarea. Da, când s-au uită câți ne înjură, Doamne, mă înjură și păi, dar tu n-ai văzut de mult, mă uit. Bă, eu ce mă înjură așa. Dar este și modul în care este reflectată munca dumneavoastră în rândul cetățenilor. Dar dacă dumneavoastră ridicați problema, să știți că am și o fără dumneavoastră. Că n-o fi cât. Un an de zile, cum uite de ea? Nu, nici un an. Am să vă rog altfel de dumneavoastră. Față cum de pe la și eu să facă. Din ce am înțeles, școala de media urmează să, așa, să vehiculează, să se închide în câțiva așa. Deci, așa se intenționează. Am înțeles că la Gura Băie, în programul sunt copii, au plecat la oraș, pentru că profesorii sunt un pic neinteresați de elevi. Părinții și-au trimis copiii la oraș, o să închidă școala de la Temelia, așa s-au zis, școala de la Temelia și o să nu-și pierdă postura la Gura Băie, o să-i aducem cu microfuzul la Gura Băie, așa s-au zis. Eu n-aș vrea să ajungem în faza asta, pentru că știu că Temelia sunt cam cei mai buni copii din Gura Băie, din comuna Gura Băie. Profesorii de acolo chiar sunt foarte buni, tot timpul au rezultate foarte bune la concursuri. Și să ținem cont, să punem niște bani pentru grădiniță și mai trebuie la școala aia. Grup Sanitate, tot discută de 5 ani acum, au fost în litigiu, școala, au probleme și asta. Dar grădinița aia se putea face totuși ceva. Deci eu acum, dacă o să mai fiu consilier, că primit amenință, dar cu ședința următoare nu reușesc ca să mă. Și dacă nu o să votez nici eu, alte proiecte, dacă nu se prinde bani pentru grădinița de mine. Și pe aia nici nu mai mă interesează mai să consilier, măcar să fac ceva și prim. Mandatul ăsta, Temelia, pentru Temelia. Nu s-a făcut chiar nimic. Temelia și coordinata nimic. 5 ani, nimic, nu s-a mișcat nimic. Prima și balastul în campanie, puțin. Asta vă mulțumesc pentru apreciere, domnul Florin. Parcă dumneavoastră n-am pus trei vași curate. Parcă și n-am crescut din păginata. Și în campanie, cei sau în campanie sau anticampanie, prin era de Paști, cu dumneavoastră îmi creșteam, zeci de basculante. Că la dumneavoastră acum s-au transformat în trei, înseamnă că priviți prin altul ochelare. Ochelare în mici și studiu trei greșite. Cu grădinița, îmi pare rău, și cu dumneavoastră o să avem discuție separată. Cu grădinița. Am avut prin FRDS. Au fost 159 de proiecte. Ne-am calificat, eram pe locul 62. La FRDS s-a întâmplat ceva și s-a anulat finanțarea. Același proiect.
prin POP-ul, îl avem la un nivel dezvoltat 100 de case de reabilitare, uși, ferestre, acoperișuri, gata, ce mai putem face. Avem acoperișul la baza sportivă, prin SECAI. Avem cabinet de medicină a muncii transferat la postul Ceapel. Avem grădinița prinsă, domnul Florin, vă rog să vă notați și să transmiteți acest mesaj. Medicina muncii. De medicina medic de familie, de da? Medic de familie. Avem credința la Temelia prinsă, cu toată suma finanțată prin copii. Este o colaborare între UAD, Comuna Gura Voiei și un poezie. Sunt sigur, în proporție de 90%, și când am spus că primesc alimentare cu apă, am primit, n-am să fac fapt, din 357 de proiecte, suntem între ultimile 50, celelalte au fost eliminate. Îndeplinim până acum. Vom mai pleca câteva. Sper să nu plecăm noi. Care însemnau promisiune de șapte și nu-mi place să fac promisiuni de șapte. Astea sunt chestiuni care se discutăm noi, primar, secretar, viceprimar, dumneavoastră, consilier. Restul că am pus trei basculante, mă jignesc. Ulița la dumneavoastră, la Temelia, n-a făcut nici la Bișan, nici la Domnul Panțiu, chiar nimic n-am făcut. Dar atâta este apreciere, am muncit noastră în condițiile în care cred că se pot pe lista mea de consilie, înseamnă că dumneavoastră priviți cu oțelarii care-i greșiți. Nu, nu am drumul. V-am încheiat, deci v-am dat răspunsul. Am voi o președință. Vă rog să vă reîndrați. Am făcut liste împreună. Deci ca să înțelegeți, înțelegeți. Nu m-ați trecut cu capat. Deci v-am dat răspunsul cu credința. Ea ați intrat în campă în politică. Cu credința mea. Poate domnul așteptat. Domnul primar, haideți să nu încetăm. Mai că am început ședința, am spus pentru vinii hotărâri, așa șase luni de zile, deja nu mai putem să facem nimic. Vine buget acum. Da. Suntem domnul, nu trebuie să încetăm acum. Deci tot ce faci la vine bugetul. Și săptămâna care vine, va avem ședință. Prioritar, ce de folos. V-ați spus prioritar. Asta să discutăm acum. Este foarte bună. Asta este foarte bună opinia noastră. Așa îmi trebuie mie, oameni care să vină. Vă rog frumos, dragii mei consilieri, veniți din mijlocul comunității, dumneavoastră. Cu solicitația, nu din mijlocul comunității. Veniți prioritar, am spus. Este Digul, Căminul și alimentare cu apă pătrăștare. Noi încercăm. Stați să vă dau răspunsul la Dumnezeu. A venit bugetul la GAL, Valea Dropșului. Mâni la ora 11, sunt la GAL, Valea Dropșului. Poate din Consiliul de Administrație. Vom continua drumul, că am promis. De la biserică la Marea Marea. Avem 100 de mii de euro alocați pentru acolo. Asta înseamnă din stat. A dat drumul, dar nu are la toate alea. Dar de fapt la ce? Cu tot, cu ce înseamnă publicul de acolo. Ca să nu le fac atunci, că astea durează. Dar sunt de două pe lucruri. Și din scar, trebuie doar SF-ul și cu... Asta care nu a făcut, până acum a făcut. Asta a făcut. Asta cât a fost, până acum a făcut, până acum a fost. 60.000 de euro, cât a fost? 68.000 de euro. Deci terminăm până la magica. Distanța mai mare din 430 de euro. Nu se poate, dacă face că nu le-a făcut datorită, dar unii se face asta. Da, facem de bani de bani. Noi afară n-ai pus să-i mulți nicăieri. Păi datorită gaurului, nu-i datorită că eu s-a dus primarul și-o adus din departe. Dar nu-mi ferește mai capul. Nu, domnule, l-am spus eu, dar n-am spus că am făcut eu. Vă sigur, administrația face parte toți primarii care face, care sunt, da, prinși. Păi, dar n-am spus că fac eu, dar am spus că nu facem fel la bugetul local. Sunt noțiuni distincte. Deci sunt noțiuni distincte, în sensul că nu-l facem... Acolo nu umbră la gal, acolo nu umbră. Al doilea lucru care vreau să facem prin gal, terenul de scot la Dumnezeu. Acolo am spus-o și eu mai repet că ne încurcă doar faptul că nu ne încadrăm cu terenul. Vedem, să făm un... Dacă mutăm, dacă mutăm grupul sanitar în interiorul școlii, să făm un alt lucru. Ar fi ideal. Deci asta ar fi primit. Din banii la bugetul local. Să încercăm să-l creăm. Vă rog și pentru dumneavoastră. Da, vă rog să veniți și dumneavoastră. Domnul Pașu, am primit întrebare. Vă rog să veniți la primărie, împreună cu domnul Portatiu, și studiați și dumneavoastră. Da, domnule, nu ne-am rămas. Documentele la dispoziție. Da, nu venim la primărie. Da? Nu, 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 să veniți. Ca să nu mai amânăm treaba. Unde venim și discutăm pe... Dacă am făcut așa, am
Am discutat cu dumneavoastră și mi-ați promis. Spune dumneavoastră că eu n-am nimic unde, sunt chiar de sănătate la tot. Ai spus așa, traversarea aia acolo, la spătarul pe aici, la spătarul, n-ați rezolvat, aș spus că rezolvat. A fost problemele, dacă mai ai s-a înfundat, s-a întâlnat la spătarul pe ceva, la meu s-a spătarul. Una la mine. Acolo, la, când te duc la biserică, am pus cineva, intenționat să spun, am pus, domnule, tot dumneavoastră să munceți cu oamenii. Am pus, s-a dus la Vasilea Lupa, nu cu femeia. O curățat, azi, într-o zi, pe la ora 3, și nu pot spun ziua exactă, nu a fost. A treia zi, am venit de la Gura Băi și am intrat pe Oana, dacă n-am ieșit, cu pătura, cu aia din Crâncu, la Cloșcu, de astea, care o stăm zic la Cotieță. Pus iar de tătub. Și-am fost de drum mal și păcat. Deci trebuie de tătub, eu pus de loc. Și cu probleme. Eu mă pun întrebarea, chiar întrebat pe toți. Bine, ai mă închiriat, fii ăsta care a cumulat la toți spatală. Pus ca acolo, au făcut să pună, n-are păstă. Bine, ai mă închiriat, l-am întrebat, Petre Arnelul, Petre am întrebat, la vorca și ne-a dat. Nici unul n-a dus. De unde a venit alea, nu m-a pus eu. Nu știu o machetă din cameră de aia din ei. Nu m-a pus eu. Nu m-a pus eu. Am discutat cu familia de eu. Falsă și da. Trebuie să bată marul lor. Nu. Treaba e cu drum. Domnul Vici, haideți să nu mai faci ceva acolo. Domnul Vici, v-am întrebat. Dumneavoastră îmi spuneți, domnul Chiria, când a venit, i-a spus, domnule, Vigile ăla e, nu zic cum, nu vă spun cum a zis. Ci când a venit la mine, a zis că ai spus dumneavoastră, îți dăm drumul la altul pe uliță, haideți să-ți mai lungiți, că nu o faceți. A doua întrebare, vreau să mai zic. Care uliță? Întrebarea, tu uiți la pachita din bani, a spus, vezi că a dumneavoastră. A spus, când a spus de traversare, asta dacă a doua întrebare. Sunt foarte multe mașini care vin cu GPS-ul montat de pe ele, la Troită, la Dumbrava. GPS-ul îi dirigează pe drumul ăla la noi pe doar vedeți. Ce se întâmplă? Ascultați-vă, spun eu. Am tras eu cu două tractori într-o seară, când o poate, le-am tras la deal. Altceva vreau, la Troița acolo, mă ia spre magazin acolo, vă rog eu frumos, vă rog, nu știu, puneți un indicator de drum înfundat. Eu dacă îmi vede, nu mai intră acolo, domnule. GPS-ul duce pe acolo de bani. Așa este. Păi s-a luat o sosta pe iarnă, o noapte cu vreo iarnă acolo. Eu iarnă de acolo. Am reținut. Deci, pe uiturile le-a primit să nu le primiți, le-a primiți. Le-a primiți. Le-a primiți. Mă urmă să-i duci la deal, la el, la eu, la tot. Deci, eu am dat de discutat. Deci, puțin. Ajutați-mi cu acel bănjură. Doamne ferește. Am spus, lași cu așa. Cu, stau la achiziții publice, în final, dar poate să mă Însă, în momentul când am venit cu triunghiul, mă rog să fiți acolo, când le-am montat. Că dacă sare cineva acolo, poate la mine, eu, dumneavoastră, înaintea, să sunteți mai solid, să putiți înaintea mea. Dar, deci, unul avea că am venit primar, că domnul singura. Unul singura, domnule, cu unul ăsta. Indicatorul montă. Dacă mai sunt problemele. Hai că ți-i trebuie să-l stai. Zi. Domnul Conțin. Da. Zi. Să nu lasă neadusă la starea în care fiecare om să meargă în faptul de casă. Până pe ultima uliță. Până pe ultima uliță. S-a vorbit un idiot, dar n-avea rost acum. Ăștia care te-au leac, au vrut să dai globa într-o parte, că doar te văd pe jos. Spune-i casă. Dar scrie și pătire. Genul chem.
Hai de la următorul. Domnul Sorin, mai trebuie niște ciment, mașini de bolovan. Ce vrei să faci, vii acolo, vă trebuie? Da, da, domnul, după ce aprobăm bugetul, nu ți-e... Să avem în vedere, nu, dar dacă jumătate e făcut, jumătate nu e făcut, și să termină. După ce aprobăm bugetul, vom lua un palet de aia, vom lua un magazin în funcție de cât s-a ce aveți nevoie, mai mult de sus. Așa să nu terminăm să... Ca să dezinchivați cu... Să mai surgi cu ceva. Domnul Sandu de acolo, să vă trebuie și glob sunt acolo. Vreau să fac de acolo. Inclusiv să iasă pe la la bandul și la podul verii la pot băga și la capăt. Da, am băgat au probleme de loc. Domnul Pașo, am băgat au probleme de loc. Spre la cu podul ăsta. Acolo era. Dacă acum pământul mustește, o zăpada destul de mare, nu mai ploua. Nu poți lucra. Și am mai promis ceva dumneavoastră cu la zăpure, acolo, la chetriș, cum îi zicem noi, da. Când ați scărat piatra de acolo, s-a dus drumul sub nivelul pârâului. S-a vrut să-l trimit pe Costel să-l facă și pe ăla spre unei târgă, să ne trece cu așa. Dar nu, domnul Mici, deci, în momentul când ieșeam din pârâul de acolo, pârâul care vine de pe zăpure de acolo, s-a lăsat drumul mai jos și apa a intrat în vă așteptăm dimineața la ora 9. Doresc să vă mulțumesc pentru atenție.